O să citesc vreo 3-4 dintr-o cărțulie, ultima cărțulie apărută. Se numește Bilet în lojă. Și citesc poezia. Bună dimineața! Stați liniștiți, aveți răbdare. După ce iese Domnul Dumnezeu din operație, puteți coborî din pat, facem externarea și plecați acasă. Bine, dragi? Nu mă interesează, oameni buni, ce se întâmplă într-o pasăre când zboară. Îmi ajunge că florile sunt colorate, copacii înalți, 1 plus 1 egal cât au chef la ora aia. Celor care au existat înainte de mine, le mulțumesc că au lăsat câte ceva în urmă. Și să ia dracu, boia de mi-au smuls bunicii din sat și au mutat în betoane. Pe dinți promit că nu mă voi spăla niciodată. Haine la modă nu port, nici pe mâini nu mă spăl, după ce am pus mâna pe mâță. O să înjur în continuare, în cea mai curată română. Dintre aia pe care i-ați băgat prin manuale, știu sigur că 3/4 nu merită citiți. Chimia e o tâmpenie, în frunte cu tabelul rusnacului. Să mă oblig să stau în clasă câteva mii de ore din viață între persoane pe care nu eu le-am ales, e abuz. Ah, și să nu uit, proful de religie, când zici Tatăl nostru, uite-te, te rog, în altă parte, nu de alta, dar asta înseamnă că suntem frați. Și nu. Ești protestatar. Îți bate loc de tot. Da, cu minte eu. În cimitir, morți bătându-se cu pumnul piept. Uitați-vă la noi. Luați aminte. Suntem dintre cei care au avut curaj să o facă și pe asta. Dintre cei care acum au școala morții, pe lângă cea a vieții. Care, drept să vă spun, nu-i de niciun folos. Ce barba aceasta nu va fi niciodată. Da. Da, m-am încurcat. Casa pe care ți-am construit-o ție, așa cum era firesc să-i construiască un om femeie căreia îi știe carnea pe de rost, o găsești în tablou pe care pictorul mort săptămâna trecută n-a mai apucat să-l picteze. De câine nu te teme, e bătrân. Și acum una foarte proastă pe cineva. Asta are și un pic de poveste, pentru că ar fi păcat un oraș să aibă poeți și să fie un oraș liniștit. Într-o zi... Noroc cu voi! Da. Unii noroc, alții nu noroc. Zic că... Într-o zi urcam spre bazin, de acolo pe lângă stadion, și... De la căminele studențești a ieșit o mărțoagă de cal și un țigan cu o căruță plină cu cartoane. 6 cai. Era unul singur de data asta, cei la 5 și ăsta se. Și m-am gândit eu așa, bă, cum să las eu calul ăsta singur așa? Și am luat-o cu mașina încet pe lângă el și am mers așa cu 3 km la oră, 5 cât era. Și s-a strâns o coloană până înapoi, bag de seamă. Dar mie mi-a plăcut tare faza și am zis să nu las așa nepoetizat. Urc Bulevardul Republicii cu 5 km la oră. Voi știți câtă nebunie pot înghiți ochii unui cap? Urcăm împreună Bulevardul Republicii cu 5 km la oră. Din pieptul bătrânului țigan ies aburi amestecați cu fum. Să știți că mie îmi plac țigani. Ce dacă sunt oameni? De fapt, pentru ei să fie oameni o pedeapsă. Ar fi putut lua chipurile unor lucruri mult mai frumoase. Poate că atunci când lovesc metalul, de asta lovesc cu atâta ciudă. Poate că atunci când plâng, de asta cânt. Poate că de asta îmi zâmbește țiganul între două flecme aruncate pe asfalt. În spatele meu, șoferii nebuniți, mușcând din claxoane, i-aș opri pe rând să-i întreb, bune dracu, se grăbesc. Ei nu văd cu ochii lor cum calul ăsta galben și slab ca moartea
poate oricând să se transforme într-o oglindă retrovizoare în care Dumnezeu, urmărind circulația, să spună fiecare depășiri nu. Și nu îl să lovească inima. Bă, voi chiar nu vedeți cal? Unde mergeți? Ori Bulevardul Republicii, singur, e seară, lângă bazin, pe dreapta, nici o mașină de poliție, doar câmp cât vezi cu ochii și cai, pe care nu-i poate număra nimeni.